Dragilor, iată, am revenit la familia aceea în care am pus matca. Vă spuneam că din grabă am omis. Na, mi-am dat seama, dar n-am mai insistat acolo. În sfârșit am pus rama. Și vă spuneam că există pericolul ca prin fanta aceea care duce spre ordinișul acela din față rotund, deci pe aici până va să matca să încerce să strecoare în partea asta. Ia uitați cât albinul a intrat după ea acolo. Deci e 100% aici. Că îmi dau seama după felul în care albina se mișcă aici, este într-o alertă totală. Și acolo pe undeva ea, beata de ea, este îngrămădită. Dar n-am ce faci, nu mai pot recupera. Asta înseamnă că aceasta este o probă ceea ce înseamnă dificultatea a introduce unei măci. Deci dacă nu luăm toate măsurile, sau dacă vreți, nu așteptăm să ardem toate etapele, adică mai întâi să orfanizăm familia, să așteptăm să ia act de faptul că matca a dispărut, și neavând, ia uitați cum ea reacționează aici, se mișcă, are mirosul ei dușmanca acolo. Deci din nimic nu se termină matca mai tare ca de albina străină. Albina străină o execută în timp scurt. Și iată că aici, neavând posibilitatea să folosesc diafragma aceea cu cele două ochiuri pentru aclimatizarea, practic buzunărelul se transformă într-o cușcă mai mare în care intră o ramă, unde dacă aș fi avut tot ce îmi trebuie aici cu cele două diafragme, de fapt una mi-ar fi trebuit aici ca să obturez trecerea albinii din cuib în buzunărelul acesta. Și deschideam fanta sau ochiul acela cu sită, în felul ăsta se uniformiza timpul, mirosul, și eu aveam șanse mari ca matca să fie primită, fără stres, fără nimic, dar așa am pierdut-o. Deci în clipa asta sunt convins că am pierdut-o. Mă întreb de ce atât de furioasă. Oare o pot scoate cumva, o fi pe aici cândva? Acum și dacă... Dar ea s-a dus pe culoarul acela tot înainte și stă cu albina în cap acolo. Ia uitați cum pe cuțit albina e agitată, foarte agitată. E mirosul ei pe acolo prin preajmă. Și dacă aici este liniștită, că nu are, dincolo este foarte, foarte agitat. Și participă cu micul mare pentru a o înghesui, ridică temperatura, corpul și o omoară. Așa, deși ea nu înțeapă, numai cât... ce aici? Deci nu o înțeapă, dar o strâng. Și așa cum se agită pe aici, fiecare ar dori să aducă aportul, să o înghesuie, să o omoare. Deci asta e din cauza asta se manifestă albina așa. Deci o caută, mirosul acela, le enervează extraordinar. Yeah.
dacă ea ar putea ieși de acolo, dacă nu e moartă, să iese, să iese, așa, atunci am vedea Ghemu. Am avut undeva Ghemu, dar o fugi cu tot cu Ghemu, în gaura aceea săraca, ca să încerce să salveze. Și este o perioadă foarte ciudată până când o primește. De regulă, primăvara ar trebui să o primească mai ușor. Da. Acum, știți ce am să fac? Am să las vreo două zile, timp în care ele ar să dea drumul la voci. Pe urmă, pe cea care o aduc, trebuie să iau toate măsurile ca să o pot introduce. Deci am toate șansele să transform acest buzunar într-o cușcă, în care rama cu ce să mai fac eu acum? Tot stau și mă gândesc ce soluție să găsesc. Așa cum se agită, numai acolo trebuie să fie. Dacă ar fi undeva pe perete, ar încerca să o... Dar nu cred că e pe perete. Ați încerc să mă închid camera și să văd dacă... mai cercetez cuibul, nu știu ce să fac, dar n-am șanse, 99% am pierdut matca. În momentul în care vă amintiți când m-am apropiat de cuib și a văzut atâta albină, îndată ea și-a spus, vai, aici e mare pericol, cum fac să scap de ideea? Și a fugit, toată albina a fugit, a părăsit așa palma aceea de puiet pe care o aveam, toată a fugit speriată de pericolul acela foarte mare, pentru că familia era foarte puternică, iar acolo erau 100 de albini. Nu mi-e necaz decât de faptul că am pierdut o mătcuță. Și primăvara o matcă, de aceea valorează imens. De aceea trebuie foarte, foarte, foarte bine. Luate toate măsurile pentru a putea să o în buzunerelul acela, în noua tehnică, în stupul acela, modelul acela de stup. Introducerea mătcii este o treabă extraordinar de simplă, cu reușită 100%, pentru că jocul cu ochiurile acelea pe care le-am prezentat și la Trinitas TV, jocul cu ochiurile acelea, cu obturarea, închiderea, deschiderea, fac cu introducerea mătcii cu foarte multă ușurință și cu un procentaj foarte bun. Pentru că feromone care îi degajă din buzunărelul acela au tot timpul să fie preluați de noua familie. Ia uitați aici, câtă zarvă este aici. Toată albina acolo se îngrămădește, pentru că ea este undeva acolo intrată. Spuneam să încerc să închid și să iau spersiona, zic și eu, poate e pe undeva pe rame și acolo mirosul o fi fost o perioadă de timp, o reuși să iasă, na, sper și eu. Și să doar mirosul acela a faptului că a fost în zona aceea le face pe astea să fie așa înnebunite și să încerce acolo să se bată. Ia să fie undeva pe rame, dar nu prea cred, pentru că albina în rest e liniștită, ca și cum ar spune noi, n-avem aici cu cine ne lupta.
doar acele de acolo. Da, dragilor, din păcate n-am reușit să vă arăt un lucru bun. Îmi pare rău că n-am luat toate măsurile. Dacă obturam, înainte de a băga matca, dar am lăsat-o un pic afară aici și mi s-a părut că, de fapt, am greșit când am luat-o de jos. Trebuia să las un pic, să fiu orfanizat familia, să fi luat act că lipsește matca aceea, hodoroaga aceea de matcă care... Ei, și atunci o puteam introduce luând aici toate măsurile, inclusiv obturarea acelei găuri micuții de acolo. Deci aceea de jos, dacă obturam, matca n-avea cum unde să fugă, decât fugea în familie. Fugea în interiorul, prin fantele acestea, prin grilă, fugea în interiorul familiei. O înghesuiau pe acolo, mai fuge după un ramă, după colțul celălalt, mai are șanse, dar așa acum când au grămădit-o pe culoarea acela de ieșire pe dedesubt, nu mai are nicio șansă. Abia acum i-am răpit orice posibilitate de a se salva. La momentul ăsta cred că e și moarte. Da, asta a fost.